Bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi am plecat în căutarea unei ciuperci medicinale de excepție, și anume ceaga, mai denumită și aurul negru sau regina ciupercilor medicinale. O să vă arăt exact locurile în care puteți să o găsiți, cum se poate identifica și, desigur, cum se poate prepara și cum se poate pune în folosință de către dumneavoastră. Vă doresc vizionare plăcută! Bun, am plecat în căutarea acestei ciuperci și o să fiu puțin atent și la stejar, pentru că uneori ea crește și pe stejar, deși ne spun specialiștii că pe stejar nu ar avea proprietățile anticancerigene. Așadar, o să căutăm mesteacă, nu? O să urc aici mai sus, o să trec printr-o pădure de pin, după care ajung în pădurea de brad și mesteacăn. Cum am zis, această ciupercă are o importanță extraordinară, poate că n-am insistat destul asupra importanței acestei ciuperci. O ciupercă extraordinară care ajută la stimularea sistemului imunitar, previne lupta împotriva cancerului, distruge celulele canceroase, ne spun specialiștii, scade nivelul zahărului din sânge, scade nivelul colesterolului din sânge, este și un antiviral foarte, foarte puternic, îmbunătățește rezistența fizică, dă o stare de bine generală și se pare că are și ceva efecte benefice asupra circulației sângelui la nivel cerebral. Cumva îmbunătățește memoria și previne unele boli ale bătrâneții, cum ar fi Alzheimerul. Așadar, mergem în căutarea ei. O să vă arăt eu, în ceea ce privește căutatul acestei ciuperci, câteva secrete, pentru că știu că este o ciupercă greu de găsit și mulți dintre voi ați căutat-o și nu ați găsit-o. Așa că rămâneți aproape. Ar putea să vină și o ploaie. O să vedem. Sperăm să nu vină. Când așa la deal, ia uitați-vă ce am găsit aici, se vede o urmă de urs, se văd aici pernuțele, ghearele, un urs destul de mare. O să fac puțin zgomot ca să nu mă întâlnesc cu el. Am găsit aici în pădure un brad care, după cum se și vede, este zgâriat de urs. Se vede cum ursul a ajuns cu ghearele undeva la 2 metri înălțime. S-a întins și a zgâriat pur și simplu copacul. Așa își semnează el teritoriul. Am și găsit ceva urme de urs aici în timp ce urcam. Și aici se poate observa foarte clar. Interesant. O zonă extrem, extrem de sălbatică. Și dovada faptului că este extrem de sălbatică sunt aceste urme de ghiare de urs. Am venit în zona asta unde am văzut așa culoarea aceasta neagră pe copac, însă aici cred că este vorba de un copac lovit de
de fulger, pentru că aici în pustietatea asta nu cred că e cineva nebun să vină să facă foc. Dar nu, nu e vorba de ceaga. O să merg mai departe și o să mai caut. Acolo am verificat. Ia stați să vedem pe acest copac. Nu, nu. Nu este vorba de ceaga. Vă sfătuiesc să o căutați cumva la baza copacului sau se văd așa niște umflături negre pe copac. Însă, atenție mare, că mesteacă nu are și niște răni care se aseamănă cu ceaga așa de la distanță. Dar o să vă arăt cu exactitate când o găsesc de aproape cum se poate ea identifica. Începe să-i dea și o ploaie. Am ieșit într-un luminiș, continuă să plouă. Și o să caut aici în margine. În margine de poiană, locuri frumoase. Dacă mă uit bine, da. Până la urmă am găsit-o. Am găsit aurul negru, regina ciupercilor medicinale și anume ceaga. Se poate observa și acolo pe un mesteacăn pe care am găsit și iasca de mesteacăn sau urechea mesteacănului. O vedeți la baza copacului, de obicei, unde are și niște răni. Are această culoare neagră și textură a cărbunelui. Deci, ăsta e un criteriu foarte important. Ea nu se aseamănă cu rănile sau porii copacului, cum se mai spun acele bube pe care le are mesteacănul, ci este diferită. Are textura de cărbune ars. Se vede, da? Și aici. Textură de cărbune ars. Haideți să o recoltez, să o rup, ca să vă mai arăt câteva detalii. Eu o să folosesc cuțitul, că asta am la mine. Ia, uitați-vă. Deci când o rupeți, se vede foarte, foarte clar culoarea galbenă la interior. Se vede, tarcată cu culoarea aceasta aurie, gălbuie, pe o suprafață ruginie așa. Deci asta este conținutul ciupercii, asta este ce căutăm noi din această parte a ciupercii. De fapt, chiar și partea cărbunoasă așa, suprafața ei se poate folosi, conține extrem de mulți antioxidanți. Însă proprietățile ei adevărate se găsesc la interior. Deci proprietăți chiar și anticancerigene. Foarte important. Deci o ciupercă poate una dintre, sau poate de fapt cea mai importantă ciupercă medicinală din lume. Este o ciupercă rară, greu de găsit, nu degeaba îi se spune aurul negru. Aveți de umblat, ca să o găsiți, aveți de umblat. Însă eu o să vă divulg câteva secrete în ceea ce privește căutatul acestei ciuperci. Haideți să recoltez toată ciuperca. Cum am zis, folosesc de ceva timp această ciupercă și, credeți-mă, nu degeaba m-am întors ca să refac stocurile. Asta este, folosim cuțitul, nu-i problemă, merge foarte bine și așa. Bun, am recoltat ciuperca, după cum vedeți am lăsat ceva miceliu aici pe copac, ceva spori de fapt, că miceliu se află sub copac, sub scoarța copacului, sub scoarța mesteacănului. Desigur, ea o să crească înapoi în decurs de câteva luni, o să fie din nou mare, are nevoie de 8, 9 luni, 10 luni
să ajungă la dimensiunea la care am găsit eu pe aceasta, are nevoie chiar de ani de zile uneori. Cum a zis, o ciupercă extrem de valoroasă. Știu că mulți am văzut că vă contraziceți prin comentarii, dezbate subiectul ăsta, că e mai valoroasă, care cum costă la preț sau ce preț au pe gram sau pe kilogram. E bine, treaba asta nu este importantă, care ciupercă este mai valoroasă din punctul meu de vedere. Nu are nicio relevanță. În punctul meu de vedere, cea mai valoroasă ciupercă este aia pe care nu o poți cumpăra. Vede, am recoltat aici în jur de un kilogram de ceaga. Se poate observa foarte clar culoarea ei galbenă și haideți să vă dezvălui niște detalii despre locul în care să o căutați. Pentru că o să umblați prin păduri zile la rând, o să pierdeți ore căutând-o și nu o veți găsi. Ei bine, unul dintre secretele căutării este întotdeauna căutați-o în margină de poiană și, desigur, întotdeauna în zonă montană. Nu spun că nu se face și în zona submontană sau zona de deal sau de șes, însă aici aveți mai multe șanse să o găsiți. Deci aici ea crește mai des. În zonă montană, în margine de poienițe, acolo unde vedeți mesteceni mai bătrâni. Vă uitați după culoarea neagră la baza copacului, vă uitați și de-a lungul copacului, pentru că ea de multe ori crește la înălțime, crește undeva chiar și la 10 metri. Am văzut odată un exemplar, n-aveam cum să murg să-l recoltez. Deci ăsta e unul dintre secrete, întotdeauna în margine de poienițe montane. Deci eu mă aflu undeva la o altitudine de 900 de metri. Și atunci când mergeți și o căutați în pădurile de mesteacă, de obicei găsiți aceste luminișuri, aceste poienițe. Întotdeauna în marginea lor căutați ciuperca. Iar un lucru foarte important care cred eu, nu am văzut specialiștii să-și dea cu părere la acest lucru, ar fi întotdeauna în apropiere se găsesc stupi de albine. Deci cumva albinele au o influență asupra creșterii acestei ciuperci. Desigur, o să mă mai informez, o să mai caut și o să încerc să aflu mai multe detalii despre treaba asta. Dacă cumva stupii de albine influențează creșterea acestei ciuperci. A venit momentul să mergem și să vă arăt exact cum se poate prepara această ciupercă, exact cum o puteți pune dumneavoastră în folosință. Rămâneți aproape! Bun, a venit momentul să vă arăt cum se poate prepara ceaga, de fapt, cum se poate face o pudră de ceaga. De reținut este că ciuperca, după recoltare, trebuie pusă la uscat. Eu am lăsat-o la uscat cam 2 zile în soare. Dacă vreți să grăbiți procesul, desigur, puteți să o puneți la cuptor la o temperatură mai joasă, dar constantă. A pulveriza această ciupercă, avem nevoie în felul următor de o bucată de material textil. Aceasta este o bucată dintr-o mânecă de la o haină de care nu mai aveam nevoie și după cum v-am arătat și cu altă ocazie, ia frumos ceaga și o băgăm înăuntru în această bucată de textil. Puteți să folosiți orice bucată de textil, desigur să fie un material destul de rezistent, să spunem așa, legat-o aici la capăt. Avem nevoie de o lespede de piatră sau un bolovan, cum am eu aici, pe care să-l punem și folosim o altă piatră bun. Se vede, s-a mărunțit destul de bine. Aceasta este o metodă foarte foarte bună de a
pulveriza pur și simplu această ciupercă. Desigur, sunt mai multe metode, se poate folosi o pilă de lemn care funcționează foarte, foarte bine. Se și vede foarte bine funcționează această metodă. Desigur, dumneavoastră, dacă vreți să o mărunțiți mai mult de atât, puteți să folosiți o râșniță de cafea. Însă, eu zic că este suficient pentru ce am eu nevoie. Mie îmi place să o pun în cafea. Atunci când am recoltat-o, a fost undeva la 1 kg. După uscare și, desigur, după ce am mărunțit-o, am undeva la 500 de grame de pudră. Cam așa. Deci, dintr-un kilogram de ciupercă recoltată, rămâne cam 400-500 de grame de pudră. Să vă spun și câteva lucruri despre experiența mea în folosirea acestei ciuperci, acest praf de ceaga. Primul lucru pe care l-am observat a fost îmbunătățirea calității somnului, un plus de energie, cât și o îmbunătățire a memoriei. Aș fi curios, mulți dintre voi care ați folosit această pudră, care a fost experiența dumneavoastră și dacă ați simțit vreo diferență. Vă rog, lăsați în comentarii. După cum am mai zis și cu altă ocazie, acest ceai are o aromă anume, se și vede coloritul ceaiului, cumva asemănător așa cu cafeaua, sănătate curată, cum nu se poate mai bine într-un loc extrem, extrem de pitoresc. Uitați-vă și voi! Aici o să închei și videoclipul. Sper că v-a plăcut, sper că ați găsit aceste informații utile. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, nu uitați să lăsați un comentariu și nu uitați să vă abonați. Vă aștept și data viitoare la alte aventuri și informații din natură. La revedere!